Huracan Evo Spider. Aventador S740 de cai. Ăla este huracan de săraci. La ăsta se ridică ușile, la ăla nu. Dacă vrei să eviți să consumi 20.000 de euro rapid, 30-40.000 de euro, bye bye garanție. Ei vent, ei door, Aventador. Motorul nu-i pe centru, mă. Da, eu n-am iPhone, n-am bani. Merry Christmas, you filthy animal! Hâți cu bună dimineața, hâți cu ninsoare, hâți cu vestul țării, Jonuțule, suntem în Timișoara, gata să dăm cadou o mașină. Și ne-am gândit, dacă toți suntem aici cu ambele Lamborghini-uri, Jonuțule, să filmăm acest vlog pe care eu unul îl aștept de ceva vreme. Și vă spun încă de pe la începutul vlogului că îl voi lăsa pe Andy să vorbească mai mult, întrucât unul la mână este mai tehnic, doi la mână este mai priceput decât mine la mașini și trei la mână are Lamborghini de cu 3 ani înaintea mea. Bine, 2 ani și jumătate dacă e să calculez de când l-am și eu. Îți mulțumesc că ești alături de mine și în acest vlog, domnule Andy Popescu. O plăcere, l-ați văzut cum a crescut un pic. Să vorbim și eu mai tare. Debitul și puterea, Jonuțule. Voi nu știți, dar când îl cunoști pe Dorian, el zice salut. A venit cu un prieten la mine zilele trecute. Este vorba despre Gabi, care se ocupă de mașinile lui. Și a zis lui Gabi de dinainte, eu nu știam, că bă, vezi că o să te sperie Dorian când te salută. N-am știut despre acest lucru, am coborât din mașină și zic: ce faci, Gabi? Și Gabi era like, wow, ăsta. Zis, salut, Gabi. Pentru că, fraților, pentru cei care nu știu, eu am același volum, exact, din punct de vedere al vocii și în viața de zi cu zi. Adică nu țipăm că suntem pe daily vlog. Așa m-a făcut pe mine, doamne, doamne. Ce vrei să fac? Să mă dau mai încet? Nu pot. Bun, Andy, o să-ți spun ce cred că știu eu la început și tu după aceea completezi și corectezi exact ca între prieteni, așa cum suntem noi și în viața reală, Jonuțule. Deci, în stânga avem un Huracan Evo Spider V10 natural aspirat, 640 de cai putere pe modelul nou, diferență față de cei 630 de pe modelul vechi. Și în dreapta avem un Aventador S740 de cai V12. Da. Ăsta este turbo sau tot natural aspirat? Tot natural aspirat, bineînțeles. Bun. Cele mai bune mașini sunt natural aspirate pentru că nu au lag. Asta înseamnă că dacă o calci, s-a dus, nu aștept. Dar toți mâncau artata, Jonuțule. Diferență foarte importantă despre care Andy o să ne povestească mai multe lucruri. Huracanul are un ambreiaj dublu, iar ăsta are un ambreiaj normal. O face mai brutală și mai puternică, însă care e diferența între double clutch și normal clutch? Băi, deci ca să înțelegeți, ca să-mi iau eu hate, ăla este Huracan de săraci. În primul rând, fraților, vă spunem adevărul, că nu este nicio rușine. Huracanul este modelul inferior pe care Lamborghini îl scoate pe piață. Massive hate. Noi suntem foarte buni prieteni și ne permitem asta. În primul rând, oricum, dacă stai să o iei la bani mărunți, atunci când îți iei un Lamborghini, se uită numai copiii la tine. Deci din start suntem doi fraieri aici în curtea școlii care vorbesc despre mașinile lor penibile. Dar luând-o la bani mărunți, spunem pe bune, că tu știi mai bine. Băi, care-s diferențele? Pe bune, la ăsta se ridică ușile, la ăla nu. Îmi place tonul, sau de fapt nu, direcția pe care Andy a abordat-o, dar zine, bă, dracu, să înțelegem și noi ceva. Nu, mă, deci, fii atent, ăsta este mai lat, mai turtit. Bun. Dă mai lipit de șosea, e V12. E mai puternic, e modelul mai mare, e fratele mai mare, cum s-ar spune. Dar ăsta este mult mai ușor de condus, pentru că ăsta are o cutie în care doar ai lăsat frâna și a luat-o în față. Tu îmi spuneai o chestie foarte interesantă, îmi spuneai că atunci când mergi cu aventadorul tău, la semafor sau în timpul mersului, reamintește-mi, de cele mai multe ori scoți pe neutru ca să nu-i strici ambreiajul. Spune informația, e foarte cool. Da, are o cutie manual robotizat. Adică există un roboțel care el bagă viteză, bagă la întâia, bagă a doua, bagă a treia, okay. Și aici simți toate chestiile astea. La asta nu simți. Ai văzut că tu când schimbi vitezele, tu nu simți. Și mi-a explicat și o chestie foarte mișto. Dacă o ai ține întotdeauna în viteză, roboțelul ăla al tău cu ghilimele de rigoare ți-ar mânca discul de ambreiaj, corect? Nu, în modul strada, okay, ca să nu cupleze imediat discul pe volantă, îl patinează. Okay. E 20.000 de euro. Am înțeles. Deci dacă vrei să eviți să consumi 20.000 de euro rapid, Jonuțule, în câteva mii de kilometri la un Aventador, ai face bine să fii atent un pic cu cutia de viteze. Soții pe Corsa. Soții pe Corsa. Asta ok, adică să nu schimbe aia, exact, să nu aibă auto la cutie. Exact, să fie pe Corsa pentru că aceea pleacă mai smucită. Bun, o să aprindem imediat și mașinile și o să vă arătăm în felul următor, dar cu nota bene jos disclaimer. Cum se aude un Aventador? Cum se aude un Huracan? Cu mențiunea că la mine exhaustul, eșapamentul este o variantă stock, iar la Andy este ceva periculos rău de tot, fraților, pentru că în primul rând, ieri când am făcut un Instastory, am văzut flacără. Deci flacără la propriu. Spune-ne ce eșapament scoate, ai pus. Scoate, am pus Armitrix, dar să știi că scoate flacără și stock, Aventadorul. Scoate. Scoate flacără stock? Da, da, nu așa de mult. And is that legal? Păi dacă e stock, bineînțeles, a trecut testul dinamic de la RAR. Da, asta e o chestie cu chila socoteală, fraților. Deci mașinile de la Lamborghini normal că trec testul și la RAR și peste tot. Ca așa ies din fabrică. Însă întrebarea e ce se întâmplă când oprești
domnul polițist și se aude pâr 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 pâr. Se aude chestia aia doar dacă turezi ca nebun. Da, și deci, cum îți ia permisul? Oricum, dacă turațiile nu sunt legale, obiectiv vorbind. Dacă stai la semafor și eu turezi, risc să-ți ia permisul. For real. Știu, am auzit. Da. Și mai mult de atât, dacă pleci în trombă de la semafor, mare atenție, se consideră condus sau agresiv. Sau dacă e frână drift, dacă e curva drift. Apoi să mă ierte Dumnezeu, numai când auzi de cuvântul drift în oraș, deja ceva nu este în regulă, Gionuțule. Eu zic acum să începem să le prezentăm, deși le-ați mai văzut și pe fiecare. Acum este o comparație. Hai un pic să ne uităm la cele două boturi. Punem, te rog frumos, Andy, ai un lip sau mi se pare mie? Este stock. Așa vine aventadorul stock, dar vine cu el de plastic. Ăsta este de carbon, că tipul care și-a cumpărat-o, englezul ăla bogat de la care am cumpărat-o, și-a luat pachetul de carbon, care e vreo 30-40 de mii de euro. Ok, carbon, am înțeles. Carbon, și atunci de-aia arată el un pic mai agresiv, pentru că dacă ar fi fost în culoarea mașinii, probabil arăta stock. Bun, în altă ordine de idei, jantele sunt de fabrică. Da. Ai 22 pe față, 21 pe spate? 20. Da, deci sunt ca ale mele, teoretic. Da, e aceeași echipare. Obiectiv vorbind, fraților, mașinile suportă și 21, numai că în momentul în care te duci pe șantele pe 21, poți să fii sigur că ți-ai adio, bye bye, garanție. Ce mi se pare mie mult mai șmecher la aventadorul lui Andy și în general la aventador, sunt aceste guri de aerisire masive care fac mașina să pară mult mai agresivă, Gionuțule. Iar ceva ce vreau să vă spun că am gândit și eu, sunt aceste linii negre care noaptea sunt reflectorizante, fraților, și arată senzațional. Dacă bagi blițul pe ele. Deci eu nu știam că ele, păi ce, și acum pe zi se văd? Nu știu dacă se văd pe cameră. Nu cred. A, un pic. În orice caz, eu nu știam că există dungi reflectorizante negre. Pe spate tot 20, dar cu un talon mai mare. Nu mă uite, vezi, știam eu ceva. Tu ai 21 pe spate. Și 20 pe față. Și 20 pe față. Dar 355, atenție. 355. Nu cred, mă, că ai 355. 355. 355. Haideți să vedem cât are huracanul, fraților. Deci, cu siguranță la mine, haideți pe partea asta la altă. Cu siguranță la mine, jantele au aceeași mărime. 305, frate. Deci, diferență de 50 de ciorfi ăștia, că nu sunt milimetri, fraților. Se calculează cumva din raportul talonului. Huracanul are 20 pe spate și tot 20 și pe față. 245 pe față cu 305 pe spate. Trebuie să-ți recunosc o chestie. Până și la GLE am mai late, că la GLE am 325 pe spate. Da. Dar vezi, tu ai bani și ai cauciucul de iarnă. Eu, sărac, am cauciucul de vară. Nu pot să cred, n-am observat. Bă, asta e cel mai frumos la Andy Popescu. Subliniază și plusurile și minusurile ale lui, fraților. Mare atenție, da? Bun, da, am cumpărat-o cu cauciucuri de iarnă pentru că am bifat toate chestiile alea acolo și am zis, bă, având în vedere că e un 4x4 și huraca și aventadorul e tot 4x4, normal, nu? Da. Doar STO-ul are tracțiune spate, știi? Propulsie. Întrebare, există aventador propulsie? Nu, n-am auzit să tragă doar spatele. Să tragă doar spatele. Dar hai să-ți arăt ventul ăla. Oricum, cred că vom întoarce mașinile ca să vorbim de spate, fraților, pentru că momentan ele sunt băgate un pic în tuia ăștia și aș vrea să le vedem foarte frumos în modul paralel pentru a le putea compara voi. Vă spuneam și n-am apucat să ajung acolo că la huracanul meu avem pus un lip și pentru că este prima oară când vorbim despre aceste adagiouri, trebuie să vă recunosc faptul că acel lip este un lip de la Maxton și a costat nici mai mult, nici mai puțin de 360 de euro. Nu-i mult deloc. Bun. Deci, ăsta este un vent și de-aia este A-Vent, A-Door. Aventador. Bă, nu m-ar fi mirat. A-Vent, A-Door. A-Vent, A-Door. Nu m-ar fi mirat și trebuie să vă spun și eu acum, în aceeași notă cât se poate de amuzantă și de relaxată pe care Andy o aduce acestui vlog, fraților, că, da, sufăr, le spuneam și lui Cori și lui Eddie când Andy cobora mașinile din tir, sufăr de faptul că Huracanul are uși normale și nu are Lambo Doors. Am dat toate telefoanele necesare și la Lamborghini și la Lamborghini Italia, peste tot, cum să fac să-mi pun Lambo Doors, pentru că investiția nu e mai mare de 1500 de euro. Deci balamalele de uși care se deschid vertical costă 1500 de euro. Problema este că tot așa garanția îți sare. That's how they sell the Aventador. Păi logic, exact asta i-am spus lui Eddie, că Eddie mi-a zis că, da, de ce nu ți le poți pune din fabrică? Pentru că n-ar mai vinde Aventadorul. Da. Hai să întoarcem mașinile, să vorbim un pic și de spate, Gionuțule, după care o să mergem să dăm o tură cu fratele Andy, să vedem ce simțim în momentul în care calcă pedala mașinilor. Gionuțule, ia uitați-vă voi aici două fundulețe frumoase, Aventadorul din spate, cu siguranță mult mai agresiv. Toba asta mi se pare senzațională, cum are toate trei maflerele alea înăuntru. Evident că nu vorbim de maflere fake ca la toate mașinile din ziua de astăzi, dar nu supercaruri. Trebuie să recunosc că și Huracanul ține destul de bine trena, ca să zic așa, și este in the game. Era mai frumos dacă puteam să pun Akrapovic-ul, după cum bine știți că mi-au spus cei de la Lamborghini, de pe STO, însă el nu se potrivește. Am încercat să facem asta, normal, în garanție și la serviciul Lamborghini, pentru că ar fi avut maflerele hexagonale și atunci să spui că ar fi fost și el un pic mai agresiv. Vorbeam cu Andy mai devreme de aripioarele de rechin care sunt un pic mai agresive la Aventador, însă acest lucru poate fi oarecum reglat și la Huracan, pentru că știți foarte bine că am vorbit cu CNC, tovarășul CNC, și o să facem acele extinderi de aripioare care o să le facă și mai late și mai agresive. Acum, diferențele de la spate sunt și din punctul de vedere al faptului că ăsta este un Roadster, un Spider, iar aceasta este varianta coupe, care de ce
cele mai multe ori are partea asta lui Batman mult mai agresivă. Ăsta este tot carbon din pachetul de carbon, Andy, nu? Și aici este nebunia aia de V12, cum s-ar spune. Da, vrei să ridic? Păi hai să le deschidem, Jonuțule, revenim cu motoarele. Și aș vrea să adaug că la ultimul tip de Aventador, ultime, tobele arată ca la Huracan. Deci, Jonuțule, am scăpat, ne-a scăpat fix fratele Andy. Du-te, deschide tu la tine, Andy, eu deschid la mine și hai să vedem ce avem aici. Bine, încă o dată, varianta Spider este un pic nemulțumitoare în ceea ce privește motorul, pentru că la mine plafonul, retractându-se deasupra motorului, nu vezi decât, ce vezi aici? Ce sunt ăștia, Andy? Filtrele de aer, bineînțeles. Astea sunt filtrele de aer, nu? Da. Și ăla e de ulei, bănesc, arată ca pe căpăcel acolo. Da. Și cam aia e situația. De vreme ce la o variantă cupe, normal că din vezi... Din păcate nu e squeaky clean. Tot motorul nu e squeaky clean, nu e o problemă. Bă, știi care e chestia care mă termină pe mine pe OCD și am văzut și la mari car review-uri că se întâmplă? Motorul nu-i pe centru, mă. Da, așa este. Există vreo explicație sau pur și simplu? Cutia de viteză, ca să fie balansată cu cutia de viteză. Ah, și atunci l-au pus mai câși pe stânga. Deci de fiecare când mă uit la un Huracan sau la un Aventador, fraților, OCD-ul meu suferă masiv. Pentru că, după cum vedeți, rollbarurile alea care vin în X sunt un pic mai, de fapt, nu sunt un pic mai la dreapta. Ele sunt pe centru și motorul este un pic mai la stânga. Oricum, vedeți, plastic de ăsta de săraci, nu carbon. Păi ce? Există și cu păi carbon normal, pe aici? Normal, cum să nu? Pe bune, chiar există. Pare de fabrică sau pus aftermarket? Nu, de fabrică, de carbon. S-a zgârcit ăla, englezul, s-a zgârcit. S-a zgârcit englezul, ce a zis? Dom'le, dacă vine asta peste, nu mai vede nimeni. Exact. Cam astea sunt cele două fundulețe, fraților. Le închidem și o să intrăm un pic să vorbim și despre interioare, ca să vedem care sunt diferențele dintre Aventador S și Huracan Spider. Deci avem carbon pe interior, pe unde mai avem? Carbon aici, deci știi cât de nașpa arată asta cu plastic? Mamă, există cu plastic? Da, frate, stă stoc așa. Mă, e genială cu carbon, da, acolo. Volan custom, clar. Da, volan custom făcut, arată mai bine ca acel original, pentru că ăla are doar alcantar. Normal, grosimea, forma, totul mult mai bine, plus că... Carbon aici. Oho. Carbon aici. Bă, dar tu i-ai pus acolo PPF pe pragmă? Aici, da. Nu, i-am pus o chestie pentru că toată lumea care se urca în mașină, deși le ziceam, bă, atenție nu la nu pune piciorul. Da, și atunci prefer chestia asta care se scoate, ca să pot, când o să vând mașina, dacă o să vând vreodată, sper să nu o vând, să fie protejată. Să fie țiplă, da. Și acum hai să vorbim și de consolă. Mamă, ce impunător arată la Aventador. Wow! Da, e frumoasă. Mamă, cât de masivă este. Ah, și tu ai parte și de spațiul ăla mic de depozitare din spatele scaunilor. Da. Dar la Roadster nu mai e, nu? Carbon aici pe spate, vezi, pe spate scaunului. Asta știu, că am mai prezentat toată mașina ta, vlogul merge bestial, dacă vreți să-l vedeți, vă puteți să intrați pe el, de asta nu o să ne axăm foarte mult pe interior. Dar nu este decapotabil. Nu este decapotabil, de-aia are spațiul din spatele scaunului. Dar e foarte interesant de știut că la Aventador decapotabil nu apeși un buton, se duce, trebuie să scoți tu manual și să-l bagi în față și nu mai ai loc deloc de bagaj. Știu, și sincer asta mi se pare un pic enervant. Păi este. Mai ales că dacă te-a prins ploaia, ai ceva de umblat până o pui la loc. Deci, dacă vrei un V12 la care să apeși un buton și să fie cabrio, Ferrari. Ok, am înțeles. Bă, ce mi se pare foarte, foarte remarcabil la mașina ta, nu m-am mai urcat în ea de când am luat-o și eu pe a mea, este faptul că ai mult mai mult loc la picioare, e mult mai adâncă. Da, da, da. O să vezi imediat. Hai să mergem și în Huracan. Se remarcă albul ăsta imaculat, incredibil. Deci creează o vibrație, contrastul ăsta între alb și negru este extraordinar. Să știi că da, e de obicei duo-ul meu de culori frumos. Ia uite cum mai prins pe sărăcie, Prisley Fuel, Jonuțule. Ideea este că dacă mașina stă numai în garaj, ce să-i mai pui benzină, să faci ce cu ea? La fel volan aftermarket, pentru că nici mie nu-mi plăcea deloc volanul pe care el avea. După cum vedeți, consola este un pic mai mititică. Spațiul la picioare un pic mai restrâns, dar nu neapărat pentru că ar fi un Huracan, ci pentru că este un Spider, fraților. Și de asemenea, în spate nici un loc de depozitare. Adică e direct pielicioaica. Noroc că am făcut-o noi mai frumoasă, că altfel era belea. Tableta care știu că la tine nu are CarPlay, are CarPlay? Nu cred, nu știu dacă are CarPlay. Eu n-am iPhone, n-am bani. Ah. El e pe Samsung, fraților. Ideea este că CarPlay-ul a fost o opțiune separată, la fel ca la tine. Astea nu erau piano black, le-am făcut eu piano black pentru că veniseră plastic sărăchie. Și asta este o cusătură specială pe care am putut să o facem noi pentru că nu ai voie să umbli la bord, dar asta s-a făcut manual direct pe bord. Era cusătură normală și Vivacy a făcut un X. În rest, ce putem să spunem este că spre deosebire de Aventador S, v-am spus că ne limităm la detaliile interesante. Mașina se decapotează din acest buton până la viteze de 50 la oră, ceea ce o face foarte practică pentru că mi s-a întâmplat să mă prindă și ploaia cu ea decapotat. Încetinești un pic, chiar și pe autostradă, pui avariile pe banda de urgență și cu 40 la oră poți o capotezi la loc. That's the shit. Diferența este, sunt sigur, că Aventadorul nu este cu cârpă, nu? Da, e cu hardtop. Hardtop, da. Tocmai de aceea îl scoți cu mâna. Cam astea sunt diferențele, fraților. Haideți să ieșim afară și să închidem această nebunie de comparație. Că-s pentru copii, Jonuțule, și că nu-s ca porșacurile pentru bărbați de 40 de ani, ideea este în felul următor. Important este ca mașina pe care ți-o cumperi să-ți producă ție fericire, să te facă să te simți bine atunci când o conduci și să
fii conștient că mașina este una dintre cele mai proaste investiții. Bine, mas omeno, pentru că în ziua de astăzi unele mașini, nu o să intrăm să discutăm despre ale noastre ca să nu credeți că e laudă de sine, pentru că aia niciodată nu miroase bine, nu-și mai pierd din valoare, ba dimpotrivă, poate chiar cresc în valoare, dar asta puteți cerceta voi dacă intrați pe internet și faceți un pic de research, chiar și despre modelele astea Huracan și Aventador. Eu îi mulțumesc încă o dată fratelui Andy că a fost alături de mine în acest vlog și până una alta nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, Andy Popescu, follow pe Instagram, Corileve, Andy Popescu, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și tot de asemenea, nu uitați să aveți o zi, o cafeluță și un decembrie mirobolante! Merg mai departe, departe de toate, țin capul sus și las problemele în spate. Merg mai departe, 7 zile din 7, că viața mi-a spus ce altul e pus deoparte și